În perioada sezonului rece crește pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de sisteme și mijloace de încălzire. Una dintre cele mai frecvente cauze a incendiilor este utilizarea defectuoasă a sobelor. Pompierii au demarat campanie de prevenire a incendiilor în sectorul locativ. Astăzi, salvatorii au mers în localitatea Bădiceni de raionul Soroca. Intrăm în fiecare gospodărie a oamenilor, da? La fel, pentru a da recomandările necesare legate de respectarea măsurilor antiincendiare. Deci, la fel, explicăm populației principalele reguli de exploatare a sobelor, a canalelor de evacuare a fumului. Ne aflăm astăzi la dumneavoastră în localitate ca să informăm cetățenii ce ține de riscurile în perioada rece a anului. Deci, în această perioadă se majorează cazuri de incendii, la fel se majorează și cazurile de intoxicație cu monoxid de carbon. Deci, noi, salvatorii, recomandăm să fiți foarte atenți și prudenți când utilizați sobele sau aparatele de încălzire electrice, să nu lăsați focul în sobă când plecați de acasă, să nu adormiți cu focul aprins în sobă. O regulă și o cerință foarte importantă de a supraveghea la maxim copiii, să nu îi lăsați cu focul aprins în sobă. Pentru evitarea incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon, pompierii îndeamnă oamenii să verifice și să curățe sobele în mod corespunzător, înainte de începerea sezonului rece. Totodată este indicat ca persoanele să nu aprindă focul în sobe cu lichide ușor inflamabile, dar și să îndepărteze lucrurile combustibile și ușor inflamabile din preajma instalațiilor de încălzit. Mai mult, salvatorii atenționează gospodarii despre riscul intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Doamna Margareta, bună ziua! Noi suntem reprezentanții de la Direcția Situației Excepționale Soroca. Cred că s-au zis de așa instituție, da? Noi ne aflăm astăzi la dumneavoastră, inclusiv și în localitate, colegii noștri, ca să informăm cetățenii, locuitorii satului Bădiceni despre regulile de securitate antincendiară în perioada rece. Îndemnăm și rugăm, deci la dumneavoastră, ca în fața sobii, în fața ușii, de a instala aici o placă metalică. Eu nu știu, este la dumneavoastră aici? Nu. Nu este, asta e foarte rău. De ce? În caz când facem noi focul, o să cadă jăraticul direct pe sursa de aprindere. Da, uite, eu sunt casă, nu mă duc nicăieri. Deci, uitați, e clar, doamnă Margareta, uitați, noi sărbători recomandăm și este necesar de pus o tablă metalică cu dimensiunile 50x70. Deci aici în fața sobii. Bă, să nu punem haine la uscat nu, sau nu, la altul. Nu, deci pun eu, că da. Eu, soba mie înalt și de, baba nici nu poate. La pompieri sunt. Aici sunt niște reguli care trebuie să respectăm ca să prevenim incendiile, da? Bun. Să fiți foarte atenți și prudenți cu soba. Exact. Ați luat ce să ne ducem, da? Asta luați-o dumneavoastră, bine? Matai, ai pus un om special aici, ca să nu cază șaratul. Covorașul nu trebuie să stai pe deasupra ei. Deci chivritele să nu punem aici. Și că atâta este an, e cam e risc pentru soba dumneavoastră. Nu, de Doamne, poate să iei foc. Ușița nu se închide la dumneavoastră. De-a mamuia, smarga, mușa, remontul ăștia la mine. Să ne vei un băiet și să-i fac tărbine. Deci uitați-mă, la moment este riscul că poate scadă jaratcul. Uh-huh. Poți să aprinde covorul. Categoric să te zice așa ceva. Și el e pus în, adică el e pus în priză. Nu, răzească, dar nu, e pericol. Nu prea puțin, ca să bateria. Respectarea normelor de prevenire și stingerea incendiilor și atitudinea preventivă a populației pot să asigure evitarea unor incidente în urma cărora pot apărea victime omenești și pagube materiale însemnate. Direcția Situației Excepționale Soroca continuă campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ. Această campanie are ca drept scop de a minimaliza numărul de incendii și a cazurilor de intoxicare cu monoxid de carbon în această perioadă. Astăzi ne aflăm pe teritoriul comunei Bădiceni, unde am informat locuitorii despre securitatea incendiară în această perioadă. La fel, pe parcursul perioadei reci vor fi profilactate toate localitățile de pe teritoriul raionului Soroca. Prioritar vor fi instruite persoanele cu vârstă înaintată, cu dizabilități, familie cu mulți copii și restul categoriilor. În acest context, Direcția Situației Excepționale Soroca vine cu rugămintea către cetățenii care utilizează la încălzirea locuințelor sobe sau alte mijloace de încălzire pe bază de electricitate să respecte cu strictețe următoarele reguli. Să asigure verificarea stării coșurilor de fum în caz de depistare de defecțiuni, să le înlăture și să apeleze la o persoană specializată. La fel, în fața sobii și a ușiței de sob se instalează o placă metalică cu dimensiunile 50x70 cm. La fel, să nu
lase focul aprins în sobă atunci când intenționează să plece din locuință, să nu lase focul aprins în sobă atunci când înainte de culcare, la fel o atenționare necesară și o recomandare este de a nu lăsa copiii nesupravegheați cu sobele aprinse și cu sursele de încălzire pe electricitate conectate în funcțiune. La fel recomandăm ca cetățenii să-și doteze locuințele cu detectoare autonome de fum. În situații de risc, noi sărbătorii recomandăm cetățenii să apeleze prompt serviciul unic de urgență la numărul telefon 112. De la începutul anului 2020 au fost înregistrate 132 de incendii care au la bază nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor și utilizarea necorespunzătoare a sobelor și a coșurilor de fum. Iar în perioada lunilor septembrie-octombrie, 14 persoane au primit intoxicații cu monoxid de carbon.